De-abia mă așteptam să pot să filmez pentru că am fost la o prietenă și îmi pare rău, n-am putut să postez deloc pentru că am fost la o prietenă și nu aveam produsele necesare ca să pot să fac ortele. Deci, începem cu favoritele. Sper să nu dureze prea mult acest videoclip pentru că nu mai am multă baterie, dar nu asta contează. Haideți, începem să facem favoritele. Este primul meu videoclip cu favoritele, deci sper să vă placă. O să încep cu produsele de față și am câteva. Baza Smoothing Primer de la Sephora este baza mea preferată. Mi se pare foarte asemănătoare la finish cu The Professional. Arată cam așa și este cu pompiță și este tip gel. Este pe terminat. Dacă observați, o să intre în empties și trebuie să merg să o recumpăr, așa că o să o vedeți probabil într-un haul. Pentru că astăzi o să merg până la mall și o să vedeți probabil într-un haul, așa că da. Am și două, un BB cream și un fond de ten. Fond de ten pe care l-am folosit foarte mult luna asta este Bourjois Healthy Mix în nuanța N52 Vanilla. Este cea mai deschisă nuanță posibilă. Este un fond de ten foarte bun, un fond de ten natural, fără porcării și mie mi-a plăcut foarte mult acest produs. Este pe terminat. Pe terminate. Mai am cam jumate din el, doar că acum l-am agitat cât tot. L-am luat de acolo, l-am pus aici, l-am tot folosit. L-am agitat pentru că e așa mai lichid. Și da, dar dacă stă așa, să zicem, o oră, deja se vede că e luat. Nu știu dacă ați înțeles ceva. Mă rog, este un produs foarte bun și chiar vi-l recomand. Dacă o să căutați un fond de ten bun și natural, acesta este soluția. Rămânem tot la față și am avut un BB cream preferat, vorbesc despre Revlon Photo Ready. Este în nuanța 010 Light Pale și este cu SPF 30. Este un BB, cel mai bun BB cream pe care eu l-am văzut. E adevărat că la mine trebuie să pun o pudră peste pentru că altfel îmi lasă acea peliculă grasă și nu-mi place, dar e un produs foarte, foarte bun. Am avut și un concealer preferat pe care l-am folosit în fiecare zi. Vorbesc despre Bourjois Healthy Mix. Este în nuanța 51 Light Radiance. Este cel mai deschis. Arată cam așa. Wow, este super, super, super și ascunde foarte bine cea argănele și atin perfecțiunea ale pielii și îmi place foarte mult. Și n-are porcării. Am și un produs de obraj, de fapt am două preferate. Vorbim despre Sunbeam de la Benefit, v-am mai vorbit despre el într-un videoclip, cred că top 5 produse preferate la vara aceasta, cred că așa se numește. Este un bronzer combinat cu un iluminator și tot timpul când nu știu ce să port pe obraj, îl folosesc pe acesta. Pe acesta, ok, îți vedeți bine. Și un blush preferat, sau poate nu știți cât de mult ador Essence Silky Touch Blush. Îl ador pe acesta în nuanța 90 Summer Dreaming și este un blush portocaliu. Nu e chiar portocaliu, portocaliu arată cam așa. Este mat, ceea ce îmi place foarte mult pentru că urăsc blushurile astea de fate. Pentru că mă fac să par prea lucioasă și nu-mi place. Ok. Pentru față mai am încă un produs din câte voi. Vorbesc despre pudra Stay Matte care e pe terminat aproape. De la Rimmel, nuanța 001 Transparent. Este super și chiar vă recomand. Am și două rimeluri preferate. Upsi, așa. Pentru că, poate nu știați, dar în luna iunie, aproape toți colegii mei de clasă, aproximativ, sunt născuți în luna iunie, așa că avem 2-3 petreceri săptămânal și cam toți colegii mei care au fost născuți în luna iunie și am ținut-o la piscină. Așa că am avut nevoie de un rimel waterproof și am apelat la Miss Sporty pentru că l-am avut de mai de mult timp și știu că e bun. Dintr-adevăr, nu are volumul pe care eu mi-l doresc, dar pentru piscină a fost super, super ok și când am ieșit din piscină, imediat mi-am pus un alt rimel cu volumul pe care eu mi-l doresc. Este super și chiar că vi-l recomand. Dacă căutați ceva waterproof. Eu am genele foarte, foarte mici, foarte scurte și de-aia am nevoie de un volum mai mare. Apoi, rimelul preferat este Miss Manga de la L'Oréal Paris.
pe acesta l-am folosit cel mai des. Este rimelul meu preferat și ne-am găsit încă un rimel care să îmi satisfacă toate nevoile legate de gene, așa că asta tot timpul o să rămână. Pentru ca și fard am două preferate. Primul este paleta Cat Eyes de la Too Faced. Știu că a venit vara, dar da, nu m-am putut lăsa și are niște culori foarte drăguțe. Am folosit extrem de mult Kitten, Pur, Tiger's Eye, Pasticat, Kitty Glitter și Leopard. Leopard poate nu se vede, l-am folosit mai mult în pliu. Golgiul extern, pardon. Aceste sunt nuanțele și aici sunt ceva mai închise. Jungle Love am folosit odată și mi-au mai rar, dar l-am folosit și pe tine. Și aici are oglindă. Să vă și arăt, acum o să vedeți cum filmez eu. Are și oglindă și aici sunt niște carduri ca să ne învățăm cum să ne machiem. Vedeți cum să ne machiem. Am și de la Benefit un fard în nuanța Glitty Pleasure și este fardul meu preferat și aproape în toate machiajele mele îl folosesc. Arată cam așa. Este super pigmentat, îl ador, este efectiv. Mi l-am locuit pe cel din paleta Estee Lauder. Mi l-am locuit. Super. Și dacă te duci pe la Sephora, încercați-l pentru că e super și rezistă foarte mult și fără primer. Am și câteva rujuri preferate pentru voi. Vorbesc despre 3. Ok? Primul este Too Faced Melted în nuanța fucsia. A doilea este Cream Lip Stain în nuanța 09 Watermelon Slice. Este perfect pentru vară și nu este roșu. Este o culoare așa mai apriță, dar spre roșu. Și știu, nu m-am putut abține, chiar dacă l-am luat pe la sfârșitul lunii, nu m-am putut abține să nu îl menționez, pentru că roșul meu preferat. Este în nuanța Viva Glam Miley Cyrus de la MAC. Nu m-am putut abține, acum vă rog să nu vă supărați pe mine, dar chiar nu m-am putut abține. Și este, cred că o să fie preferatul anului, efectiv. Este cel mai bun ruș pe care eu l-am încercat vreodată. Am intrat puțin și în zona de skincare și am găsit 3 produse. Nu sunt multe și încerc să mă grăbesc pentru că nu mai am baterie de telefon. Prima este Softening Facial Mist de la Sephora cu un extract de lotus. Este apa mea micelară, termală, pardon, apa mea termală preferată. Are un extract de lotus, ceea ce și hidratează în același timp. Este super și de cea mai bună apă termală pe care am încercat-o vreodată. Pentru că a venit vara, nu mai am nevoie de o cremă foarte hidratantă, așa că am folosit acest gel hidratant de la Clinique pentru tenul mixt și gras. Este perfect și este crema mea preferată. De fapt, un gel cremă care hidratează destul pentru vară, efectiv. Și dacă aveți tenul mixt și gras, chiar vi-l recomand. Sau măcar ceea ce o mostră la Sephora ca să vă convingeți că e bun pentru tenul vostru și este și pentru tenul uscat, sensibil, doar întrebați. Apoi, de la Sephora, fiindcă a venit vara, am avut nevoie de un exfoliator și acesta este de la Sephora preferat. Este și o mască în același timp, ceea ce mie îmi priește foarte, foarte bine. Într-un video următor o să vă povestesc un pic despre o surpriză pentru voi, așa că stați cu ochii pe canalul meu. Ne revedem într-un alt videoclip. Pa!